primul rând, eu vreau să mulțumesc gazdele pentru organizarea acestui meci. Ceea ce contează de partidă, după părerea mea, a fost un meci echitabil, unde s-a luptat mai mult decât s-a jucat fotbal. Probabil miza acestui meci, puțin, să spun, dacă pot să mai exprim, ne-a dat peste cap la băieți, erau încordați puțin, a doua repriză mai binișor, putea să învingă orice echipă. Cred că meciul era pe un ungul. Vreau să mulțumesc. Băieții au alergat mult, au luptat. Bravo lor, mergem înainte. Vreau să mulțumesc suporterii care au venit să ne susțină de la Petrocub, pe cei de acasă care au ținut pumnul strâns. Avem două meciuri dificile, cupă cu Melsani și duminică cu Șerif. Sper să ne restabilim și să facem o figură bună. Da, sunt în total de acord cu ce a fost pus până acum. Același lucru și pentru noi, am depus foarte mult efort, dar din păcate foarte puține realizări. Iarăși sunt de acord cu faptul că până la un anumit moment jocul a fost pe muche de cuțit, oricine putea să-i învingă. Cred că echipa oaspătă a avut ocaziile mai mari decât noi. Noi n-am avut inspirația în momentele decisive ale jocului și asta cumva nu ne-a ajutat să devenim mai concreți în anumite situații. Pentru mine, diferența astăzi între echipe a fost legată foarte mult de omogenitatea echipelor, a loturilor. Noi suntem încă într-o zonă de construcție, poate de formarea grupului și n-am reușit să avem o constanță în evoluție. Am fost unor fluctuanți în momentele astea și cred că factorul decisiv astăzi a fost omogenitatea. Dar și eu trebuie să felicit adversarul, au făcut un joc foarte bun, e ceea ce și-au propus. Noi am încercat să ne ridicăm la nivelul lor, am încercat să fim cât se poate de ofensivi. Ei au găsit destule arme cu care să ne dejoace. Noi am încercat iar să facem niște schimbări în timpul jocului, cât să putem să ne apropiem mai mult de gol, să reușim să marcăm și să luăm 3 puncte. O întrebare la anumite antrenori, cred că poate să răspundeți tot în același rând. La acest meci au fost prezenți în jur de 5.500 de spectatori. Acesta este un record absolut în acest sezon în divizia națională. La alte meciuri maximul a fost atins de 2.600. Cum v-a părut atmosfera și cum s-a jucat, își simtă fotbaliștii de echipele altfel în așa ceva și cum vă pare? E un lucru de apreciat, oamenii, e important, noi jucăm fotbal pentru spectatori. Ne-am dorit foarte mult să avem mai multe meciuri cu tribuni, măcar că s-au fost astea, dar avem, cred că, mult de luptat și noi, ca antrenori și echipă și cluburile, ca să aducem lumea la stadion. Din păcate, eu cred că sunt mai mulți factori din care lumea nu vine la stadion. Mă bucur foarte mult pentru că au venit oamenii la stadion. Zimbru merită lucrurile astea. Eu cred că astăzi nivelul jocului, intensitatea jocului și calitatea lui au produs spectacol pe care l-au așteptat cei din tribune. Cred că jocurile de această natură, cu această intensitate, cu această implicare și pasiune, pot crea un spectacol care să facă spectatorii să vină la meci. Pentru că până la urmă e un spectacol și fără spectatori nu are niciun sens. Unica, din păcate, că nu s-a marcat, cred că dacă erau doi, erau mai mulțumiți. Da, până la urmă avem măcar unul cel mai fericit, a plecat cu mașina. Da, e cel mai fericit din meciul de astăzi. Da. После нереализованного пенальти, что вы про себя сказали и кого бы больше ненавидели? Вратаря Зимбру или... Ну, во-первых, неправильный вопрос, ненавидеть. Ну, я как выразился. Большие мастера не забивали, и Роберто Баджо, и я не видел пенальти, потому что я отвернулся. Ну, я посмотрю, я не видел. Что вы про себя сказали? Сказал ребятам не опускать руки, потому что это очень важный момент в игре, потому что в последний результат, хочешь не хочешь, команда чуть-чуть психологически ломается. Но вы видели, что мы сыграли достойно и могли еще в конце забить. Это футбол. Из этих состоит, то есть футбол непрогнозируемый. В этом его интерес. Могли забить, могли после пенальти пропустить. То есть это футбол винить или ненавидеть, обвинять неправильно. Каждый имеет право на ошибку, потому что и я хотел бы поздравить вратаря с дебютом, потому что, наверное, он был сегодня один из героев, скажем так, если не побоюсь этого слова, потому что довольно очень хорошо сыграл для дебюта, да, молодой парень, и я поздравляю с хорошей игрой. В принципе, вратари сегодня были на высоте. Și dacă, de exemplu, au noroc la ocazia pe care le-am avut Petrocub, au fost mai mari. Absolut. Sau au fost noroc de portar? Am fost portar, deci i-aș da meritele lui. Da, pentru mine intensitatea pe care au reușit să o ducă până la sfârșit e un lucru îmbucurător. Am venit după un meci greu cu Șerif, iarăși unde am avut intensitate, unde am avut mai multe reușite din față de meciul ăsta. Am și spus mai devreme că n-am avut niște fluctuații față de meciul trecut, n-am mai reușit aceeași, dar într-adevăr forma în care a jucat adversarul și intensitatea a fost diferită. Mult mai multă intensitate din partea lui Petrocub, mult mai clar miza jocului a impus un joc de agresivitate mai mare și mai mult de luptă, de efort. Iar lucrul ăsta din punctul ăsta de vedere m-au mulțumit, faptul că ne-am ridicat la nivelul lor ca și efort, ca și intensitatea jocului. Din păcate că am păcătuit iarăși în momentele în care puteam să jucăm poate mai repede sau să nu mai facem atâtea atingeri, le-am înmulțit și atunci am avut realizări. Și eu vreau să-mi întrebări, nu puteți cu nimic când s-a întâmplat, dacă nu puteți lucru, nu contează cum a jucat Nasan tot vremea, îți pare rău, că, dar dacă, când pierzi ori, când învingi, nu, asta e fotbal, mergi mai departe. Repet, ambele echipe s-au străduit mult, poate nu ne-au reușit tot ce ne-am planificat, dar nu pot spui că nu au luptat, au fost o intensitate, într-adevăr, s-a alergat, să spunem, mai țărănește dacă se poate, s-a alergat foarte mult. S-a alergat foarte mult și că păcat că nu s-a marcat. Nu spun că noi n-am marcat, ori că noi trebuia să învingem, ori Zimbru. Pentru spectatori, totuși, fotbalul se joacă pe goluri. Și cred că dacă era un scor de 2-2, erau mulțumiți absolut toți spectatori. Dar mergem înainte, sper să marcăm meciurile viitoare. Asta e. Mulțumim. Mulțumim. Baftă. Baftă. Toate cele bune.